2.932 de angajați ai Poștei Române au optat pentru disponibilizarea colectivă. Din județul Constanța, numai 50 de funcționari au ales această variantă și au dreptul să primească între 3 și 30 de salarii compensatorii în funcție de vechime. Compania de stat continuă și a doua sesiune a restructurărilor prin testarea profesională. Astfel vor fi disponibilizați 360 de angajați. Aceasta este soluția găsită de conducerea companiei pentru scăderea cheltuielilor și creșterea veniturilor. Pentru anul 2013, Poșta Română a alocat 7,4 milioane de lei pentru plățile corespunzătoare personalului disponibilizat.